Ce freză are. Seamănă un pic cu Eusebiu. Bună ziua, vă place la târg? Vă place la târg? Mai veniți? Se învârt undeva între 7 și 10 mii de euro. Așa ca idee, în caz că vreți să vă luați vreun cal de gen. Stai că ți intră pletele în ochi. O, dar ce frumos. Opa! O, dar suntem și vorbăreți. Mă dau capul de mașină, ce-i cu mașina? Aruncă regale, vale, nimic intensiv. Asta s-a aruncat din gol. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum vedeți, după frumusețea de aici, am venit la Târgu de Cai. E în Crivăț, e lângă satul Potarele, imediat lângă. Și o să facem un tur pe aici să vă prezentăm ce frumuseți avem. Le-am observat prima și prima oară pe acestea că sunt foarte frumoși. Ce vrei, mă? Vrei și tu să scarpini? Cred că așa că filmează băiatul. A, nu-i problemă, nu-i problemă. Că... Da, da. Mamă, cum arată. Acum i-am văzut. Aceștia sunt pur sânge sau cum le zice mai exact? Frigien. Frigien. Și asta e pur sânge românesc. Și unul cam cât, la ce bani s-ar duce? La 7.000, 8.000. De euro? Da. 10.000? Vai de capul meu. Bun, 70.000 de euro. Bun. Hai, încet așa. Hai să dăm tur așa, nu? Să nu mă faci de râs, ai din ceva. N-o să mă apropii de fiecare cal, că nu sunt stăpânii pe aici sau așa și nu e ok. Plus că nu știu cum reacționează. Uitați ce frumos e. Și cât de masiv poate să fie. Ce prezare. Seamănă un pic cu Eusebiu. E bine că pentru un moment să oprim manelele și putem să registrăm un pic ca să sunt de copyright sau ceva, dar o să pornească sigur. În jurăturile pe care le auziți de pe aici, nu am cum să le scot pe acestea, că... Na, înțelegeți voi. Sunt supărați, nu? Sau vorbiți? Nu, discută. Vorbesc de iepe, nu? Sau sunt iepe? Sunt iepe. Vorbesc de bărbat. Vorbesc de bărbat. De bărbat. Dar măsari. Acolo, l-a văzut? Asta negru de aici. Uite, filmează pe acesta, de frumos. Noi ăștia care creștem găini, găinarii, să spunem așa, îl numim încălțat sau brahma. Dar nu e, n-are nicio treabă. Dar vezi că are ce încălțat. Ca și mascul. Mi-a seama de asta. Deci aceștia negri că seamănă un pic, parcă sunt mai frumoși, mai speciali. Nu știu, nu mă pricep. Se învârt undeva între 7 și 10 mii de euro. Așa ca idee, în caz că vreți să vă luați vreun cal de genul. Un mascul, primul mascul. Și cred că și următorii. Ce pugălăgie. Caru, caru. Cu de
Tamini aici, să nu mă calci că ești cam greuț, cred că. E fată sau e, bă, e, fat, e băiat? Stai că ți intră pletele în ochi. Dar nu e ponei, nu, nu greși, nu e ponei. Sau e ponei? E ponei? Și e rocker? Se vede când mă pricep. Să nu dai cu picioarele, că nu-ți fac nimic. Bă, dar mănânci, balotezi. Și cam pe la ce preț învârte un din ăsta? Nu-l filmă. Știu. Nu știi? Nu știi nici așa cu aproximație, că e 1000, că e 2, că... Dă-i de vânzare? Da. Da? Aveți mai mare? Dacă unul mare e undeva pe la 70.000 din aceea, cred că undeva pe la 1000, 2 se învârt. Nu știu, nu mă pricep. Vedem mai, ne mai plimbăm de motoră completă și întrebăm. Ce spuneți, ne luăm ponei la fermă? Nu? Păi poate vrei să ți-o iei. Nu o să auzi nimica. Băi, un pic și tu cu fața, ne putem, băi... Ia uzi! Am un pic că ești frumos, ai pletele alea așa frumoase. E sicterit un pic, n-are chef, e dimineață. Hai hei, hei. Cum ar fi acum că te duci cu camera în partea aia, se toarcă invers. Ce o frumusețe! Uite un pic, se vadă și pe fața. Nu fi, nu fac nica. Ia uitați, frumusețe aici. Da, că poate dai cu alea. Să trăiți al dumneavoastră. Îmi dați... Cam pe la ce preț se învârte un... 1000 de euro. 1000 de euro. Deci ați auzit, un pone e undeva la 1000 de euro. Mușcă ceva? Bă, e lasă-l ceva. Se agită și el, că se simte pe ăla. Măi, frumusețe, măi. Așa. E cea mai mică talie. Păi am văzut unul mai devreme, dar e mai mare decât... Asta e cea mai mică talie, e băiat. O, da, ce frumos. Oh. Opa. Vânzarea acesta? A. Dar așa, dacă ar fi să fie de vânzare, cam pe unde ar fi? Dar nu e de vânzare. Dar să zicem așa, dacă e... M-am luat și eu după băiatul ăsta. 1000? Deci și acesta tot undeva la 1000. Un pone, da. Și un cal 70.000, am auzit mai devreme o sumă. Auta-ți burtă ce are, balotează. Bagă la... Ia stai un pic frumos aici. 6 ani? Cât trăiești în pone? Cât un cal normal. Cât un cal. Bravo. Cât trăiești în cal? Nici asta nu știu. 25-30. 25-30 ani. Depinde, 30-40. Depinde cum e trăit ca și omul. A băgat, a balotat astăzi. Auta-ți aici. Deci e cam cel mai mic din tot târgul. Da. În general, el e cam cel mai mic. Ca... Ce e tare la cei mici, că copiii nu mai au nevoie de scăriță să se urce, se urcă direct. E cea mai mică tare, da. Ia dă-mă! Ia dă-mă! Vine și pletoasa. Oh. E mare ăsta. E mare și pletoasa. Nu? Băi, ca și eu perechea. Ia stai să vadă un pic fața la camera aici. Au, dați frumos. Era mai pletos. L-am dat. Oră, ia. De-aia și vei să urmă. Deci cum minte, mă, tu? Ai treabă. Încă... Bună ziua! Sunt 20 de lei balotul, dar e, nu e întreg, e spaie. Gata, m-am prietenit. Păi da, oamenii sunt pentru. O, dar suntem și vorbăreți. Cât ți-am luat? 30. Bine că n-am luat mai mulți. Dar vreau mai mult, bine că n-am luat mai mult. Păi vrem să ne prietenim, ha? Mă dau capul de mașină, ce-i cu mașina? Vedeți, avem frumusețea asta aici, e fata sau băiat, este... Băiat, are doi anișori.
Și ce rasă e, nu mă pricep eu deloc la cai, adică... E sânge rece, unguresc. Am înțeles. Și cabane așa, pe unde se învârte? 4.500 de euro. Vai de mine. Vai, dar presupun că ai și investit în el până acum. Da, e crescut de mică. Avea și ai mai mulți cai, presupun? Nu, doar pe ea. Nu, și acasă. Și nu ți-e greu așa să te desparzi de ea? Da, da, da. Dar mănâncă mult. Nu mănâncă mult, nu mai e de voie. Să o ținem acolo la noi, în București, că stăm în București și de-aia. Da, și de-aia o dau, nu mai o țin. Să-ți mai luați altul? Nu. Hai să-ți dăm și noi de mâncare, nevoie? O, băză! Ia, mă. Dar nu mă muști. E mai bun din mână decât de jos. Uite! Bravo! Bravo! Nu poți să te mângâi? Așa. Da, din păcate trebuie să se despartă de el. Da. Nasol. Am discutat, l-am dat într-un vlog de treaba asta, că se extinde Bucureștiul și se aglomerează atât de tare încât nu mai poți să mai crești nicio găină. Da, nu mai trebuie. Cine știe, pe viitor, strângi bănuții în teren mai departe. Da. Se vede că e îngrijit și că e... În fine, cât mă pricep eu, nu mă pricep deloc la... Ce faci, mă, miroși? Să nu mă muști. E, ți-am zis eu de nu ușa teren și își mai ia după aia. E, e extra vilan, e de la în câmp. Ce să faci? Suntem în A, dar balotată dimineața, a băgat. O, uite aici. A, uite. Opa. Am adus mâncare de acasă. Și crezi că îl dai de obicei la târguri? E prima oară când vii? Nu, mai am fost. Dar fără cai. Mama, pentru cai o fi la tine, poți să rog ceva? Imediat. Vai, nu știți cum se simte aici, cât de pufoții. Bă, eu sper să te dea, dar îmi pare rău de el, adică... Da, dar oarecum n-aș vrea să te dea, știi? Da, na, dacă astea sunt circumstanțele, ce să fac? Măcar își știa că... Vreau să și eu un stăpân ca mine, să aibă grijă. Asta vreau să zic acum, știi? Cred că asta e cel mai... O, uite aici. Cel mai greu. Sau să-ți dau voie să-l vezi din când în când, știi? Rar! Că-ți face mai rău, părerea mea, dacă stai să-l vezi. Da. Te rup de el, mai bine nu-l mai vezi și... Mai uiți încet, încet. Cam cât mănâncă un cal, cu aproximație pe zi? Mănâncă un balot, un balau și ceva. Ma. Și balotul se învârte pe la 20 de lei, presupun, pe acolo, nu? 25 de lei, 20 de lei, balot bun, că nu-i de mort. Tu știi, mă, oare că trebuie să pleci? Hai bine, crede-ți că-l pupă pe stăpân. Ori suferi și animalele, îți dai seama, nu mai e la locul... Ce fel, bă? Bă, dar pune eu la scandalagiu rău de tot. Cel mai mic, cel mai scandalagiu. Spor la vânzare. Ți-am sper să-l dai, dar n-aș vrea să-l dai. Din păcate trebuie să vândă calul, ce am discutat într-un vlog mai de ceva timp. Știți treaba asta că București s-a aglomerat și s-a extins atât de tare încât și dacă stăteai la periferie, să zicem, nu știu, un cățelul, dacă stăteai acum 10-15 ani, zic bine, puteai să crești găini, cai, ce vrei tu. Acum la ora actuală nu mai poți pentru că sunt mult prea înghesuite, toți constructorii vor să facă cât mai multe case pe un teren cât mai mic, ca să iasă banul automat. Și na, ești obligat să cum să zic, să te adaptezi la evoluția orașului. Deci n-avem numai, nu sunt numai căluțe aici. Am găsit și un Alex. Iha, iha. Nu știu dacă mușcă sau ceva, că nu văd pe nimeni să fie aici. Dar ne încercăm și noi norocul. Nu ne mai încercăm norocul, lăsați. Nu mi-e frică că au mușcătura puternică și nu aș risca să... Haideți pentru YouTube, facem și un thumbnail de la. S-a lăsat pe rin. Da. Ce mă uite că eu îi se ridică, vin cu mâna, îl lasă jos. Dă-te care moț, e moțat. Bravo. Nu, mi-e frică, tati, mi-e frică că mă muști. N-am ce să-ți dau verdeață, nu știu, mănânci frunze, nu mă risc. Nu-ți dau nimic, poate mă certă cineva. Uite, suntem și un pic figuranți. Să primești și pe cei de aici, în partea asta.
Haideți că încet încet ne apropiem de muzică și nu știu cât mai putem să să filmăm. Să trăiți. E al dumneavoastră? E de vânzare? De vânzare, da. Și pe la ce preț se învârte un el, de exemplu? 2400 de euro. 2400? Cât are ca vârstă? Un an și o lună. Un an și o lună și destul de mare. Da, mama lui e aia de dincolo. Gri? Deci mămica e în partea cealaltă, e lângă. Poți să pun mâna mușcă sau? Da, de aproape și pun mâna. Cred că e mic și el. O, dar nu pare așa mic, adică, bine, presupun că contează foarte mult, da, și cum ai grijă de el. Uitați aici pulpe. Ei, fii cu minte. Îi mai dă fimea zahăr și... Și nu e bine? Ba, da, uite, vine la mână, zice că-i dai ceva. Ah, înțeles. Și aveți mai mulți, presupun, nu? Nu, pe el l-am atât. Pa, și îl dați? Da, da, da. Și nu o să vă fie greu după aia fără? Ne obișnui. Îmi imaginez că e de muncă cu... Cu unul, cu mai mulți nici nu vorbim, deja... Hei, fii cu minte, bă, fii cu minte, Raven. Raven, Raven. Și numele din film. Stai cu minte, stai cu minte, tată, stai cu minte, stai cu minte că nu-ți dau nimic. Uite-te un pic cum face, crede că-i de zahăr. Nu-ți dau nimic, nu-ți dau, n-am. N-am nimic, n-am. Ia uite! Gata. A, să înțeleg că și mămica e de vânzare. Da, e prietenul meu. Mămica. Și mămica pe la ce sumă se învârte, aveți idee? Undeva la 6.000 de euro. 6.000, fuuu. Deci ați văzut, sunt prețuri de la 1.000 până la 10.000, din ce am văzut. Diferă, de funcție de animal. Și niște povitori, poate mi-au vrut un pune la fermă. Cal așa mare, nu cred că... Mi-aș lua pune ca să se plimbe copiii când vin în vizită. Așa zic și eu, să iau lui fimea și să scap. Presupun că e mai ușoară întreținerea la un pune. Nu mănâncă la fel, nu face nevoile la fel. Și tot. Poți să mă o să pun mâna și pe ea? Da, depinde acum, nu știu dacă nu te cunoaște. Aia mi-e frică, parcă n-aș rămâne fără mână. Hai să-ți dau niște pile, să-i dea. Deci ea este mămica lui. Ia să vedem, ne împrietenim. Păi, dar nu mai e de mână. Da, uite. Vine la mine, că e mai dat ceva așa. Ce vorbim? Aduci niște salam și o facem frumos. Asta mănâncă, nu glumă. Mă am mânat instant. Nu mai am. Nu-ți mai dau mâna, că tu crezi că e pâine și... Hai, ia. Uite, ți-o dau ție toată, da? Poftim. Gat. Hai. Ai văzut ce bun a fost? Ia ca vârstă, cam pe unde se învârte. 5 ani. 5 ani. Da. Și altă 4. Gata, doar, gata. Fu. Și ca greutate, cred că are... Nu știu, 600 de kg. 5-600 de kg? 700, fuhu! Dar mâncați, bă, la ce burtă aveți? Băgați-mi voi! Ce? Animal mare, mănâncă mult. Nu, lasă, lasă. N-aș vrea să ne certăm. Hai, vedeți așa încet, căși. Vede la lor, n-auzi. Nu, gata, m-am închis. Spor la vânzare. Da. Numai bine, sănătate. Și să aveți ușoară. Îmi pare rău că a mai fost un băiat mai încolo care la fel se despărțea de cal. Avea unul singur. Nu mușcă sau cea, nu? Nu. Ești fata sau băiem? Băiat. Băiat, și ca vârstă cam cât are? Una. Una și săptămâni. O lună, 5 săptămâni. 5 săptămâni? Da. Vai cât de pufos e. Bă, dar ai băgat la tine, da? Ai băgat. Și îl țineți de vânzare acum să-l vindeți? Da. Și cu cât îl dați? Păi, mai kilogram. Cu măsa, cu tot. A, cu măsa, ofertă. Trebuie să sugă, mai are de sub 2-3 luni. Bă, ce faci, mă? Alo? Să joc. Vrei mâna? Păi și dacă el zice că ar fi separat de vânzare, cam pe unde ar fi? Păi, dar n-am cum să-l zic. N-aveți cum? Nu poate să sugă de la alta? Nu. Nu? Nu-l primești. Eu nu mă pricep la că e prima oară când... Mi-a dat să... A fost ușor. Nu mă muști. Nu. Și un potare. E așa cum mi-a rămas fem de la aia când m-am mușcat. Păi, cred că au mușcătura destul de... Da. Te-am văzut că ții mâinile acasă. Păi și aia e maică asta, nu presupun. Da, da. Și pleacă ei doi și mai e încă unul. Mare, e măsă mare. Parte aia, mamă, mamă. Mamă, din generație în generație. Da, da. Le-a plăcut viața. Și lui la fel. Auta, spui pe aici. Uite cu ce fierbe ăla acolo, bă,
Spor la vânzare și zi ușoară. Să nu mă lovești acum când plec. Bună ziua, vă place la târg? Vă place la târg? Mai veniți? Mai bine, e un interviu? Da. Văd că v-ați făcut codiță. Ai văzut? Mai superb, l-ai băgat capul aici. Nu e nicio față. Hai că îl dăm înapoi. De cine să fie? Cât e de blând, uite-te la el. Uite-te la el cât e de blând. Calcul. Da un pic. Calcul. Ei, sunt frumos. Ești un super. E aici, uite. Ai pierdut, ai pierdut. O întrebare pe care o am eu poate e un pic cam ciudată. Nu le se face poftă cailor de mici? Nu mi s-a făcut poftă, să vă zic sincer. Uite, poți să vorbești cu doamna Violeta sau cu domnul, dacă e... Să rămână. Bună ziua. Ce rasă este acest cal? Trezian. Am văzut că este mascul. Ce vârstă are? 7 ani. 7 ani, uuu. Ca greutate, cred că vorbim undeva la 5... Sau 7 sau 5, nu știu. Și ca greutate, cred că vorbim undeva la 5-6 kg, nu pare, nu? Văd că mănâncă, îi place mâncarea un pic. Și e de vânzare acesta astăzi? Nu, sub nicio formă. A, doar să ca să... prezentare. Foarte tare, foarte tare. Sunteți de pe aici, din zonă? Sau? Din Giurgiu. Din Giurgiu, și ați venit tocmai din Giurgiu până aici, ca să vadă lumea. E o distanță foarte mare. L-a venit în remorca specială pentru cai. Nu există șanse să se rănească aici, nu? Sub nicio formă. Nu, sunt asigurați. Am înțeles. Poate... O să vorbesc cu domnul, vă frumos, dacă mă lasă să-l murc și eu ca să-mi fac poza de... Sunt foarte mulți cai aici și sper să reușim să ne vedem pe toți, dar nu cred. Nicio șansă. Până ajungem în capătul celălalt, se vând. Da, da, nu zic. Dar nu știu dacă v-am întrebat sau v-am întrebat. O să mai văd la editare. Dacă l-ați vinde, cam pe unde s-ar duce ca preț? Stai acolo, țigarule. Peste 10.000? Peste. Deci, până acum, cea mai mare ofertă, să-i spun așa, a fost de 10.000. Deci am trecut de 10.000. Și aveți idee? Așa, o aproximație, 15? Îl întrebați mai bine pe proprietar. Da. Cine vrea să mă ia, pun pe așa facem. Dați-vă și trei, mă fac și asta. I-a zis lui sau mie? Să mai lași cu altcineva, că acum, na? Da. Aruncă regalele, aruncă regalele, aruncă regalele. Asta s-a aruncat din gol. Ia știu. Nu, pe ce i-ați apăsat? Da, eu știu, eu nu l-am deranjat nici cred că mă simte, la 65 de kilograme. Avem să le securizeze foarte bine. De la pericoare? Hai mă, să-mi urpă supărat, mă. Mă dau jos, nu pleacă, nu? Dacă mă dau jos. Basculează. Vreau, să rămână mult. Mulțumesc frumos. Alex! Eu. Ajută și pe la mic. Sigur, cu tot dragul, unde ești? Ia vină. Pe ăsta îl dai peste. L-ai băgat și în celălalt? Castan e cel mai muncit astăzi, săracul. Nu e de vânzare, ați auzit mai devreme. Și muncit că trebuie să stea să facă poză cu toată lumea. Să urce toată lumea pe el să facă poze. Că noi mergem mai departe, cu ce frumusețe avem aici. Să le dăm un pic să... un snacks. Poftim. Dorești snacks? Nu vrei snacks? Voi vreți snacks? Uite, gata, mi-am găsit un prieten sau o prietenă, nu-mi dau seama. Bă, da. Suntem nervoși? Oh, uitați-l și pe Little. Ce fă, frumusețe? Vrei? Gata, suntem prieteni acum, să nu vină... Uite-mi și tu. Hai mă, ca să nu fii supărat. Ia.
Vedeți, aici e cu râcă, e cu... Mănâncă de dimineață. Mă imaginez. Mai vrei? Poftim. Dar mă ții minte, da? Nu mă lua de mână. Așa, mă ții minte. Uite așa aici. Are plete. E fata sau e băiat? E fata. Îi place mâncarea. Se vede, nu? Da. Bă, ce faci, mă? Te-am văzut. Ați văzut? Mi-a pus mâna pe... Bă! Nu mă mai mușca. Hai să facem poze. Deci asta în linie, uite, el nu mai ajunge, cred. Vrei? Te servesc? Poftim. Dar fără nervi. Cu nervi nu rezolvă nimic. Acesta am înțeles că e mai deosebit. E penultimul, nu? Da. Acesta am înțeles că este mai deosebit. Dacă am putea să vedem un pic și fața. Băi, dar cât de mari sunt. Nu știu dacă vă dați seama. Uitați pulpele de pe spate. Ce musculatură are pe pulpele de pe spate. N-am aproximat, nici nu m-am uitat sincer să vă zic, dar cred că sunt undeva la peste 200 de cai, aproximație, nu? 200-300 pe acolo. Am văzut și un măgar, ponei. Vrei? Nu mai vrea. Nu mai vrea să te înțevnoși? O, bună ziua! Nu vă certați! Mama, cred că e full, full! Vă dați seama că acum se văd resturi pe aici, dar cred că au avut balos pe aici, întregi! Bă, dar ce cuminte e! Bine, cam toți sunt cuminți, sunt... Uitați-și pe acesta. Tu nu vrei? Ha? Dar nu dă mână. Vrea, dar nu prea avea. Mi-e foame, dar nu mi-e. Nu-mi dai, băi? Nu vrei? Bine, nu te deranjezi. Unii nu mă înțeleg așa bine, nu mă suportă, n-am ce să fac. Dar la fel, e vine un pic din partea asta să-i trage... În cadru, uitați cât de musculos e. Asta e mai mic, pe care nu știu să-i cover, dar e mai mic, sigur. Se vede. Cam atâta astăzi. Trebuie să ajung și la fermă, pentru că după amiază mai am o filmare, mai am un farcast. Și trebuie să ajung să fac un pic de ordine, să aranjez pe acolo tot setup-ul și toate astea. Cam atâta de aici, de la Târgu de Cai. Eu am fost Alexandru, să zicem așa, călărețul vostru preferat. Și nu uitați, mă găsiți pe Facebook, Instagram și TikTok, Domeniu Angel. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!